V-am pregătit o cafea tare, o cafea care să vă trezească, o cafea care să dea tonul acestei săptămâni, mai ales că mi-am lansat și eu, toată lumea lansează colecții vestimentare, parfumuri, chestii, un tricou, atât de simplu, după vorbă, după port. O să vă citesc eu de aici. Eu am soacră. Care este super puterea ta? A? Face toți banii. Licuriciu de aici. Socrela. Ela, socrela. O să vedeți. De mâine, dacă nu de poi mâine, că suntem în Ardeal și nu ne grăbește nimeni, pe site-ul de la Skullware Schools. Cum ai zis, bă, că-i... Cum a zis băiatul, o să găsiți și acest minunat, mirobolan produs. Deci, soacrelor, săriți cu banii, că a venit pensia, că e trecută deja 15 lui mai, și luați-le ceva frumos ginerilor, un tricou extraordinar din bumbac. Handmade, nu vă arăt veverița, că deși ai făcut... Râdeți consul, fiți atent. E făcut. Deci, dragi soacre și dragi gineri mai ales, tricou ăsta ține mai mult decât ține viața soacrei. Cumpărați, cumpărați și vă bucurați. Dar de ce ne bucurăm? Veste mare, veste bună la început de săptămână, că ne înverzim cu toții. Mai mult la față, că am stat atâta în așteptare. Doamne, Doamne, când o veni codul verde, că am fost portocalii roșii, galbeni. Am ieșit și noi, cei din municipiul Cluj-Napoca. Suntem acum pe verde, pe verde. Cine n-are, pierde. Ce tare e chestia asta, ce ieșim în scenariu verde. Adică putem să mergem pe afară, să ne bucurăm. Și când ne uităm un pic, bă, dar aici era un bloc și acum sunt 5. Deci erau 3 duplexuri, acum sunt 4. Bă, dar ce cod verde în Cluj-Napoca, o să fie un cod gri cu lavabilă exterioară. Cluj-Napoca, acest municipiu, va decreta de la 1 iunie faptul că cetățenii care îi parcurg trotuarele și nu vă gândiți la calea turzii, perversilor, vor putea să renunțe la mască. Îți dai seama că te întâlnești cu un Ioane, tu ești, tu l-ai, Doamne, dar urât ești, hâd ești, bă, ți-o desfința pandemia. Deja domnișoarele care au aflat faptul acesta că de la 1 iunie nu mai este necesară purtarea măștii s-au dus până Sephora, până Douglas. Puteți face și voi reclamă aici, nu vă căcați pe voi. Așa? Domnișoarele au dat iama, zice. Zice, am stat atâta timp, atâtea luni sub mască. Mi-au rămas urme de la acnee. 2,5 kg de fond de ten, 3 plese de pudră. Așa, ca să alungăm urmele acneei. Acneei sau acnei, aștept în comentariile voastre, că nimeni nu-i perfect, nici măcar eu. De-aia am tricou cu socra. Ha! 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 Rămășițele luptei cu acest virus pandemic, dar nu s-a terminat. Raed Arafat, mă, iordanianul nostru din Tirgi Mirgi, mă. Bă, deci eu n-am nicio bază în el. Bă, Raed Arafat e ca izmenele vara, mă. În plus sau deja. Nu, hai să ne gândim ce o zis el. Deci în emisiunea Dinescu și-o declar că el de 20 de ani e vegan și de când l-a făcut maică să nu bea alcool. Ardeleni, români, oameni de bună credință, voi puteți avea încredere într-un asemenea om? Nu mâncă grătare, nu mâncă ceafă, nu mâncă mici și nici nu betărie. Ce încredere să ai într-un astfel de om? Mănâncă mici din mazăre. Pe vale, pe vale s-a făcut mazărea, boabe, și fasolea, tecușoare și fasolea. Dar a spus domnul Raed Arafat că se pot face pelerinaje. Zice, relaxăm, dar nu de tot. Multă lume vrea să meargă în pelerinaje la Șumuleuciuc. Dar câțiva vor să meargă în pelerinaje la mănăstirea din Amsterdam. Vaccinările, maratonul vaccinului se continuă și săptămâna aceasta. E vorba să se facă vaccinul și în farmacii. Ce chestie tare, te duci după o aspirină și zice, ridică stricou. Păi nu pot cam de asta, de la Bendea cu socră. Deja, până la ora asta, ați cumpărat 20, am făcut unul pe mine, deci mai sunt 19 din care 3 stricate. Vă 12 mai aveți de cumpărat. Ha, ha, nu contează, țica, da, da. Deci, peste tot, în scurt timp, unde te duci într-o localitate, într-o locație de uz public, așa, poți să-ți faci și vaccin. Mergi la farmacie, pac, îți bagă vaccinul. Mergi să vânezi un urs în pădure din Covazna, zici, bă, îți facem vaccinul acum sau după ce te prinde ursul la tine în brațe. O cafea mare! N-ați dat, mă,
de când am lansat linia vestimentară, adică de 7 minute, zice, dă-l dracului pe Bendea, tu-i mai tăptici o cafea, că ăsta își permite să... După moda lui Versace, dar să știți că site-ul bai mică, m-a întrebat cineva, zice, de ce așa zici așa de repede, că nu știu pe ce site să-ți dau cafea, dar scrie pe ecran, nu Vlad, titrezi tu, www.buimeacoffee.com și aici slash-ul, fute-l trilei, ăla e cel mai important, slash Nicu Bendea, Aine Kleine Coffee. Și în descriere. Că am zis că să-l ud. Publicitate până mă schimbă. Da! Și voi râdeți, nu? Eu nu mă pot opri din râs. 6 români au fost prinși în America, în Statele Unite ale Americii, pentru că furau de unde? Din templele budiste. 6 români. Bă! Ce-i mintea românului, spaima Occidentului, spaima Occidentului, tala, s-au dus în America să fure, dar nu din parker, nu din magazine, s-au dus în templele budiste. Că în America, cum te duci pe stânga, pe dreapta, la 200 de metri, găsești un templu budist și s-au dus în templele budiste, vă dați seama. Tăți călugării budiști în meditație, în levitație, în rugăciune și intrau ai noștri, nu vă supărați unde-i Buddha, că mergeau la budiști. Ce se întrebe? Unde-i chiuveta? Unde-i balansoarul? Nu. Unde-i Buddha? Și ei făceau. Le aduceau aia și dai cior de la mangle ciricli. Dar gândiți-vă voi, dacă se întâmpla asta, nu mai râde că dau, că și așa n-am cafea. Poți sta și eu în echilibru. Dar dacă mă ciordiți de like-uri și de view-uri, vă și bă... În România nu s-ar fi putut petrece asta, că-i bătea prea fericitul Daniel cu trafaletul. Tot cu tricoul ăsta, puțin mai udat. Hai să nu-mi ziceți că acum vă uitați la noi, la 120 de chile, la ce să... De pe tablete cumpărate deja din programul Rabla. Bla, 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 bla. S-a lansat de vineri programul Rabla, dar pe primul loc sunt electrocasnicele. Mașini de spălat, mașini de uscat, frigidere. O zi Stan Țoșbană, care este ministru întâmplător la mediu, zice, nu putem lansa prima dată programul pentru tabletul și pentru televizorul, pentru că în 2019 am avut experiențul tristul că toți românurile care se schimbe electrocasnicele, 60% din ei toți și-au cumpărat doar televizor, că așa e la noi. Te uiți la plasmă și puți. Asta poate fi sloganul ProTV-ului, adică de ce să-mi iau mașina de spălat când pot să mă uit la plasmă? Tan Țoșbană, ministrul la mediu, care lansează programul Rabla. În maghiară, Roblo înseamnă hoț. Mulțumim și pe această cale soacrei și nepotului lui Tony Pop Tămaș. Și de asta vă ziceam că Tan Țoșbană fiind ministrul mediului, zice, bă, lansează asta la electrocasnice, dar totuși, cel mai bine n-ar fi să vă cumpărați drujbă. Bă, pentru ungurii din Săcuime, cea mai bună mașină de spălat e drujba. Și cum taie drujba mea, pădure, pădure, ce o mai rămas din ea? Programul Rabla la electrocasnice. M-aș întreba cineva din dumneavoastră, zice, dar programul Rabla la casnice, când se lansează? Cam de 3 ani am sărbătorit nunta de argint. Măcar un cupon de 400 de lei să mă duc la masaj de ăla, să mă frece bine. Nu pot primi. Cafeaua de după s-a încheiat aici. O săptămână superbă să aveți. Niște cafea aici, că dacă nu mă duc și eu să fac pe budistul în America. Dar nu uitați, și tricol, că și ce să vă mai arăt, numai reclamă peste tot. Mulțumesc pentru urmărire. Miercuri podcast, vineri cafeaua. Și mai băgăm și sketch-uri, așa e Vlad? Da, da.